Așa cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt a dorit ca prin citirea cuvântului din seara aceasta în deosebit Psalmul 103 să ne revigoreze Duhul de mulțumire, Duhul de recunoștință și închinare înaintea lui Dumnezeu. Și în primul rând, pentru darul Lui nespus de mare, care l-a făcut în persoană Domnului Iisus Hristos. Datorită Lui și datorită lucrării Lui de mântuire pe cruce, suntem în aceste momente aici, ca să ne putem bucura, în primul rând, de Domnul Iisus, de toate binefacerile și binecuvântările Lui Dumnezeu, care ne-a binecuvântat și ne binecuvântă. Epistola către Efeseni, capitolul 1, completează ceea ce spune în Psalmul 103, așa cum am auzit. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, în Hristos Iisus. Suntem pe pământ, străini și călători. Să nu uităm că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul Iisus ca Mântuitor al nostru. Și să ne ajute El, cu harul Lui, ca să trăim așa cum a trăit toți înaintașii noștri și primii martori ai suferințelor și ai jertfe și ai înviei Domnului Iisus, Sfinții Apostoli, să putem să călcăm și noi pe urmele lor și pe urmele Domnului Iisus, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Acești pași îi găsim în Cartea Sfântă, din care noi suntem chemați să citim. În fiecare zi din viața noastră, să nu ne așezăm la masă să ne hrănim trupul, dacă nu ne-am hrănit mai întâi sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa ne-a îndemnat Domnul Iisus, omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și așa cum s-a amintit, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre și cum spune tot într-un psalm, dacă ai păstra aducerea aminte a păcatelor noastre, cine ar putea să stea înaintea ta? Deci stăm înaintea lui Dumnezeu în contul Domnului Iisus, prin meritele Domnului Iisus. Pentru că El este acela care ne-a iertat, ne-a spălat de păcatele noastre și ne-a așezat înaintea lui Dumnezeu, nesocotiți, neprihăniți și cu dreptul scump de copii ai lui Dumnezeu. De aceea, iubiți frați și surori, să îl rugăm pe Domnul ca să revigoreze în continuare Duhul nostru de închinare și să ne izbăvească de acel Duh de formalism, sec și rece. Și să aducem întotdeauna lui Dumnezeu, așa cum ne îndeamnă cuvântul, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Noi o să plecăm pe întâi de aici, așa cum am și amintit. O să ducem cu noi în România gândurile și impresiile frumoase pe care le-am avut aici. Și în deosebi, Dumnezeu mi-a făcut parte de harul acesta să pot să ajung și în Mexic și să îl cunoști pe fratele Narcis Dragomir, care mi-a împărtășit atât de minunat din lucrarea Domnului Iisus Hristos și a Evangheliei acolo, în Rosarito, și pericolele la care sunt expuși. Deci se merită să purtăm în rugăciune pe astfel de frați care s-au dedicat cu întreaga lor ființă Domnului Iisus și lucrării Evangheliei. Să nu uităm că putem să lucrăm foarte mult împreună cu ei, prin rugăciune. Prin rugăciune. Și aceasta este un lucru la care putem să facem și frații, și surorile. Așa cum spune în Cartea 1 Samuel, la capitolul 12, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, să încetez a mă ruga pentru voi. Așa cum am amintit, în fiecare zi din viață, îmi voi aduce aminte de dumneavoastră toți, și vă rugăm ca și dumneavoastră, de asemenea, să vă aduceți aminte de noi în rugăciune înaintea Domnului. Aș încheia cu un verset care este în Romani, capitolul 8.
Citesc chiar, așa, câteva versete de acolo. De la verset, capitolul 8, Romani, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte și i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate lucrurile noi suntem, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Domnul nostru. Amin. Amin.